Autoritățile locale au informat populația că modernizarea străzii Titu Perțea începe luni 28 iunie 2021. Se vor executa lucrări de reabilitare a trotuarelor, a părții carosabile și a spațiilor verzi pe tronsonul cuprins de la intersecția cu strada Inocentie Micu Klein până la intersecția cu strada Titu Perțea, zona de blocuri. Pe acest tronson, traficul auto nu va fi închis, dar urmează să fie aglomerat din cauza lucrărilor. În același timp, prin același proiect finanțat cu fonduri europene, mai sunt în desfășurare lucrări pe strada Salcâmului și urmează să mai fie executate pe străzile Inocentie Micu Klein, Uniunii, Sfântul Constantin Brâncoveanu, Vasile Alexandrii, Nicolae Bălcescu, Câmpului Nou, Azotului, 1 decembrie 1918, Mihai Eminescu.